Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe Fabrica de Permise. Astăzi mă aflu în mașină cu Denisa. Denisa, ești de acord să te filmezi, da? Da. Ok, bună. Și o să facem cam toate manevrele necesare în timpul examinării și conducere, bineînțeles. Sperăm să vă placă și să vă fie de ajutor. Este plecare din rampă, ne asigurăm, da? Ieșim ușurel, foarte bine. Foarte bine. Verifici o dată de 2, de 3 ori, de câte ori e nevoie în oglina din stânga, ca nu cumva să vină mașina, știi? Ok. Mare prudență, Denisa, și fără grabă. Foarte bine. Mai verificăm o dată stânga-dreapta, da? E liber? Ok, am trecut pe accelerație, nu ne grăbim cu ambreiajul. Este ok. Puțin mai tare să accelerăm. Și acum a doua, foarte bine. Nu avem pietoni, mergem cu grijă în continuare. Putem să accelerăm progresiv undeva pe la 30, știi? Așa. Și asta pentru că este liber în față. La următoarea intersecție o să ne întoarcem, Denisa. Semnalizare stânga. Suntem cu a doua și foarte bine. Rămâne lângă bordură, nu luăm dreapta de volan, da? Și aici ne oprim. Ok. A întâia. Aici, aici, da? Calm. O să iei ușor dreapta după care pătrunde, da? Nu forțăm intrarea. Dacă e forțată, sunt 21 de puncte. Am luat ceva de pe prână, nu-i nimeni în stânga. Ne uităm aici, uite-l pe ăsta. Ușor. Iar ne uităm în stânga, vezi că o să intre înaintea ta, da? Mare, mare grijă. Și acum și acolo verifici, da? Ai dat de pe frână, stânga e liber, aici e liber, vezi? Da. Am uitat ușurel și acum nu ne mai grăbim, Denisa. Deci o să ne întoarcem, da? Cu calm. Foarte încet. Ok, și acum? Semnalizare de atât că părăsim. Oprim semnalizarea, pietoni avem. Am trecut pe accelerație și a doua. Foarte bine. Doar verificăm stânga-dreapta, nu avem pieton, da? Da. Acum accelerăm progresiv. Ne uităm la următoarea trecere de pietoni. Nu este nimeni, nu? Da. Ok, începem să accelerăm. Da. Am vrea așa pădea și a treia. E ok. Acum ce facem? Retrogradăm în a doua, da? Calm. Frânălină. Nu avem pieton, da? Mergem înainte. Da. Așa, ținem punctul de lucru că ești în a doua. Foarte bine. Și ajuns din accelerație. Excelent, foarte bine. Ai văzut ce bine simți punctul de lucru? Uite cum a intrat fără să se asigure, ai văzut? Bun, o să virăm la dreapta acum. Ambreiajul jos, frânălină, frumușel. Retrogradăm în întâia la viteza asta, da? Și ne ducem, am zis noi, ușor în dreapta. Deja vedem mașina oprită acolo, vezi? Da. Ne asigurăm, nu ne grăbim, da? În stânga, în primul rând, și după aia și în dreapta. E cineva în stânga? Nu. Acum, semnalizare stânga. Ne asigurăm cu alte spate, față. Vine cineva? Dacă vine, te oprește aici. Perfect, rămâi cu semnalizare stânga. Și înainte de a te pune în mișcare, te mai asigură atât spate față, da? Dacă pătrund de aia, acum ai obligat să oprească pentru tine și era neacordat de prioritate, știi? Iar te asigur în spate. În față e liber. Da. Hai la piciorul de pe frână, hai cu pe accelerație ușurel, fără să te grăbești, mai verifici o dată în oglindă, Denisa. Ok. Foarte bine. O să intrăm în poligon.
ambreiajul jos, frânălină, fără grabă. Frânălină, luăm data de volan, să ieșim cât mai aproape de bordura din dreapta. Și trebuie să facem o parcare între alea două de acolo, vezi? Semnalizare stânga, vreau să fii cu calm, da? Mergi puțin mai în față, știi că trebuie să fim cam la 1,5 m de locul de parcare, da? Mai aproape puțin. Atât, e perfect, vezi? Ok, îndreptăm roțile. Semnalizare dreaptă, o să parcăm aici. Nu, că ăsta este parcat pe locul ăsta de parcare, următorul loc de parcare, da? Îndreaptă roțile. Ăsta e locul nostru de parcare. Da? Și am zis noi. Prima căsuță, a doua căsuță, până în jumătate. Uite, uite. Asta e a doua căsuță. Da? Adică aici. Da? Ok. Ne asigurăm în spate. Și intrăm cu maxim, da? Maxim dreapta. E cineva în spatele nostru? Nu. Nu. Dă-i drumul ușor. Foarte încet. Așa, verifică în oglinzi în continuare. Îți intră în locul de parcare? Da. Ok. Acum trebuie să verificăm și în stânga mașina parcată în stânga. Verificăm și stânga și dreapta. Așa, foarte, foarte bine. Și când ești perpendiculară sau cu linia din stânga, de exemplu, mașina ta paralelă, te oprești, întrezi roțile și o să mergem spre bordura din spate. Ușor, cu calm. Ok. Verificăm stânga, verificăm dreapta. Acum când ești paralel, te oprești. Mai trebuie puțin, vezi? Ia uite și aici puțin. Da. Da? E ok. Mai mergi puțin. Încă o idee. Și aici te-a oprit. Observi? Da. Ok. Îndreptăm roțile. Foarte bine. Și acum merge cu spatele ușor. Fără să te grăbești. Am zis noi acum. Oricum vezi bordura din spate, da? Dă-i drumul cu prudență. Stai niște. Când îți trece, de exemplu... Nu, este ok. Da. Este mașina din stânga parcată strâm. Da? Verifică. Ușurel. Vezi bordura, nu? Da. Ok. Și aici te-ai oprit, nu? Da. Ia, Denis. Vezi distanța din dreapta? E aceeași cu distanța din stânga? Da. E aceeași, da? Mașina din stânga este parcată strâm, da? A întâia. O să virăm la stânga acum, plecăm la stânga, da? Semnalizare stânga, te rog frumos. Fii atent, ieșim drept, da? Ne asigurăm stânga dreapta și când farul ajunge la aproximativ jumătatea geamului tău, încerci să-i maxim stânga. Da? Ok, deci ești drept. Uite stânga, uite dreapta, verifică, da? Și acum maxim stânga, da? Dimers. Da? Uite, poți să te uiți în oglindă să vezi că nu lovești. Da? Bun, o să ieșim din poligon. Semnalizare dreapta, cu calm, te duci frumos lângă bordură, Denisa. Da? Ambreiajul jos, o lași frumos să curgă și te duci cum mai aproape de bordură. Uităm. Ok, mai în față, mai în față și aici te-ai oprit. O să virăm la dreapta. Ne asigurăm dreapta stânga, da? Mare prudență, cum îți intră roțile pe sensul ăsta de mers, încerci să iei maxim dreapta, dar te asiguri temeinic, da? Da. Uite și în dreapta, uite și în stânga, da? E liber? Da. Acum încerci să iei maxim dreapta, cum ți-ai dat? Foarte bine că m-ai verificat încă o dată. Hai, te cu pe accelerație. Și a doua. Calm, calm, calm. Bun, după cum vezi, suntem pe 100 de drumuri unde nu avem marcaje. Am zis că mereu ținem cont de banda de bordura din dreapta, știi? În felul ăsta știm că suntem pe banda noastră tot timpul. Dacă nu ținem cont să rămânem undeva la un metru, metru și ceva de ea, ne trezim pe contrasens. Ok. O să accelerez puțin. Poți să dai și pe a treia acum, da? E ok. Așa. Bun. Las-o puțin mai încet. O să mergem cu spatele. Semnalizare dreapta. N-ai trebuit cu toată viteza, da? Intră cu ambreiajul jos, frânălină și o să ne oprim nu la primul, la al doilea stâlp, da? Și am zis noi, ne ducem în lungul bordurii, ușurel, încă nu te oprești, da? Te apropii suficient? Acum ușor stânga de volan. Foarte bine. Și acum te-ai oprit. Bun. Marșalier. M-o prind semnalizarea. E ok, a intrat, da? Calm. Și am zis, ne asigurăm aici și în oglinda centrală și aia din stânga, da? Calm.
Am plecat de la stâlpul ăsta, la următorul stâlp trebuie să ne oprim. Avem aproximativ 50 de metri, da? Ai poziționat-o bine, mare lucru nu trebuie să mai faci din volan, da? Adică mergi cu volanul fix cum ești acum. Așa, verifică și acolo și în oglinda din stânga, da? Așa. Oricine vine din spate, ne oprim, ca în cazul ăsta. Treci cu ochii așa, oglinda din dreapta, centrală, stânga, știi? Bun. Nu mai vine nimeni. Pune mâinile cu întrepe pe volan. Așa. Așa, ușor dreapta, foarte bine. Verificăm iarăși, în oglinzi, foarte bine, constant. Iarăși vine cineva, iarăși ne oprim. Bun. Foarte bine. Foarte bine. Și ne-am oprit. Am mers 50 de metri, da? Ne punem mișcarea. Da? Tot la fel, semnalizare și asigurare. Este musai. Da? Nu ne grăbim cu accelerația. Așa, i-am dat drumul la ambreiaj. Și ce o să facem, Denis? Sau să ne oprim fix pe la mijloc cu rampe și o să facem o plecare din rampă. Da? Semnalizare dreapta, cu calm. Da? Ambreiajul jos, frână lină. Da? Oprim semnalizarea. A întâia și vreau să nu te grăbești. Tot la fel, semnalizare stânga, ne asigurăm. Foarte încet la ambreiaj să-l simți. Ia, vreau să te văd. Puțin mai sus la ambreiaj, vezi? Acolo, îl simți? Ai luat piciorul de pe frână? Ok, mai dai drumul ușor la ambreiaj în punctul de lucru. Deci, fii atent. Îi dai drumul ușor la ambreiaj. Încă o idee. Acolo. Vezi? Da. Acum ai piciorul de pe frână. Vezi cum pleacă singură din ambreiaj? O ajuți în accelerație. Ambreiajul rămâne acolo, da? În continuare accelerezi ușor. Începe să prindă viteză și acum poți să-i dai drumul foarte ușor la restul ambreiajului. Da? Acum semnalizare dreapta. Intrăm cu prudență. Ușurel, pe lângă bordură, foarte bine. Accelerăm progresiv și dăm pe a doua. Ai simțit în ambreiaj momentul ăla, nu? Exact, acolo trebuie să rămâi 3-4 secunde și să treci de pe frână, pe accelerație. O ajuți din accelerație și după aia dai drumul ușor la ambreiaj, fără să te grăbești. Bun, accelerăm progresiv și o dăm și pe a treia. Reîntesețe, o să mergem înainte, deci rămânem lângă portura asta din stânga, da? Bun. Și intrăm cu ce treaptă? Cu a doua. Cu a doua. Ambreiajul jos. A doua. Rămâi cu ambreiajul jos și frână lină. Frumușel pe lângă portură, da? Bag-o pe a întâia acum, că s-a răzgândit, domnul. Te pui în mișcare, ușurel. Hai. Lângă bordura aia din stânga ne ducem, da? Denisa. Ca să lăsăm banda asta liberă, opre semnalizare. Ca să lăsăm banda asta liberă pentru cei care pierdează la dreapta, da? Ne uităm, e cineva în sensul giratoriu? O să pătrunzi, observi? Da. Ok, n-ai făcut-o până acum, așteaptă să treacă și asta. Dai drumul ușor, ambreiaje putut de lucru. Acum, e piciorul de pe frână, o ajut în accelerație, mai verifici aici, nu e nimeni, da? Ai trecut pe accelerație. Nu, mergem înainte. Hai, accelerează, a doua, nu este nicio problemă. Trebuie doar să fii puțin mai atentă la comenzile pe care primești, da? Am zis că mergem pe direcția înainte, nu ți-am zis stânga sau ne întoarcem, știi? Ok. Eu dăm și pe a treia. Ți-am zis ca să fii sigură 100%, dacă n-ai înțeles din prima comanda, înainte de a intra într-o intersecție, da? Îl întreb, vă rog frumos, repetați comanda. Ca să știi sigur ce ai de făcut. În felul ăsta scap de cele 6 puncte de penalizare. Da? Bun.
pot să virăm la stânga. Da? Foarte bine. Și știm noi că ne ducem frumos în dreptul la Macajoa, de pe contrasens, da? Ușor în stânga, ca să rămână banda asta liberă, știi? Mai în față, mai în față, mai în față, fix în dreptul la marcaj, mai în față. Și aici ne-am oprit, da? O băgăm frumosel pe a întâia. Le dăm prioritate, după care o să intrăm. Da. Și mare grijă că sunt destui care intră în depășirea ta pe aici, da? Poți să iei o tură stânga de volan, știi? Ca să faci pregătirea, ok. Da, este ok. Nu pătrunzi, dacă pătrunzi, ne-a acordat de prioritate. Ți-a făcut semn, ia picioarele de pe frână. În momentul ăsta am întrebat de domnul examinator, mi-a făcut semn să trec, pot să trec? Da? Ok, uite, exact ce spuneam, da? Mașina a intrat în depășire pe acolo, da? Ok. Și pe trecerea la nivel cu alea ferată și pe contrasens. Dar e bine să te asiguri tot timpul când faci viraj la stânga și în ochii de la stânga, întorci și capul în ochiul mort. Bun. Să virăm la dreapta acum. Știm că intrăm cu mare prudență, că mai tot timpul sunt mașini parcate, da? Ok. Poți să retrogradezi în a întâia. Așa, foarte bine. Intri în colțul intersecției și acum semnalizare stânga. Te asiguri spate față este liber. Iar punem semnalizarea, poți să iei stânga de volan. Da. Vine cineva pe contrasens? Nu. E cineva depășirea ta? Da. Nu. Punem iarăși semnalizarea, foarte bine. Îi dăm drumul ușurel la ambreiaj și merge cu prudență, că avem o groapă în față. Cum intrăm cu ambreiajul jos, frână lină, foarte, foarte ușurel. Bun, dăm drumul ușurel la ambreiaj. Și de ce s-a întâmplat acum? Ți-au rămas roțile fixe în groapă. Ei, e ca plecarea din rampă, dă-i drumul ușurel la ambreiaj în punctul de lucru. Ajută din accelerație. Uite, accelerează puțin mai mult ca de obicei. Și dă drumul foarte încet la ambreiaj. Ai văzut? Da. Ok, eliberez ambreiajul acum. Foarte bine. A doua. Foarte bine. Hai să oprim semnalizarea să înțeleg că mergem la stânga. Acum semnalizare dreapta, fără să te grăbești, te asiguri, ai revenit. Iar semnalizare stânga, iar ne asigurăm față spate. Da? Ia stânga de volan, calm. Dreapta că revii, foarte bine. Da, și o să virăm chiar la dreapta. Am zis noi ca un metru între noi și bordura din dreapta, da? Paralel cu bordurica. Ok, ne-am oprit, a întâia. Ne-am asigurat stânga dreapta, da? E liber? Ia maxim dreapta, trebuie să te încadrezi aici, da? Ușurel. E dat ce să ne sunt mereu mașini parcate aici. Acum, semnalizare stânga, țin-o frumos din ambreiaj, foarte, foarte bine. A trecut pe accelerație. Foarte bine. E dat și pe a doua. Foarte bine. Mergem înainte, cu prudență. Așa. O ajutăm ușor din accelerație. Foarte bine ai procedat și din ambreiaj. Și acum noi o să virăm la dreapta, da? Tot la fel, o să intrăm cu mare prudență. Nu știi nimic ce este după gardul ăsta. Ambreiaj jos, frână lină, da? Ai luat data de volan ca să te cadrezi lângă bordurică. Aici am intrat, așa, de domnul și la ambreiaj și putut de lucru. Și acum iar semnalizare stânga, iar ne asigurăm față spate, este liber? Da. Am intrat în depășire. Ușurel, da? Dreapta că revii, te asiguri. Iar semnalizăm stânga, iar ne asigurăm față spate, da? Putem până vine BMW-ul ăla din față. Calm. Foarte bine. Mai oprit semnalizarea. Foarte, foarte bine. Putem să accelerăm, da? Ce avem mai în față? Stop. Ok.
la care noi o să virăm la dreapta. Deci ne oprim tot așa la o jumătate de metru, un metru de bordura din dreapta, paralel cu ea, la vizibilitate maximă. Da. Nu la dreapta de volan, da? Aici te-ai oprit. A, întâia, clar. Ne asigurăm stânga, dreapta este liber. Da. Putem să intrăm, da? Ține-o din ambreiaj, maxim dreapta, ca să te încadrezi lângă bordură și să nu treci peste marcajul continuu, vezi? Foarte bine ai procedat, îndată. Accelerăm progresiv și a doua. Ai văzut cât de simplu este când intri în față, cum îți intră roțile, să iei maxim dreapta și o ții din ambreiaj? Da. Nu riști să te duci pe contrasens și nici să lovești bordura din dreapta. Acum o lăsăm mai încet, vedem clar că sunt mașini în depășire. Sunt destui care nu ne acordă prioritate, așa că nu te stămire nimic, da? Acum poți să accelerezi, clar ăla s-a oprit să-ți dea prioritate, vezi? Accelerezi progresiv, ușurel. Mai în față ce avem? Urmează să intrăm în depășire, nu? Da. Încă nu punem semnalizare, tot punem puțin mai încolo. Da, să nu se înțeleagă că mergem aici. Acum, semnalizare stânga, asigură-te. Nu poți, da? Am prea jos frânălina, a retocat în altăia. Foarte bine, iar ne asigurăm spate față. Putem să intrăm? Da. Am trecut pe accelerație, eliberăm ambreiajul ăla, da? Foarte bine. Și acum o să virăm la stânga. Semnalizare stânga, bineînțeles. Trecerea de pieton, avem pietoni? Da. Semnalizarea să fie pusă în continuare, Denisa. Ne oprim după trecerea de pieton la nivelul bordurilor, la vizibilitatea maximă, da? Pentru că nu vedem nimic stânga, dreapta, fix pe direcția asta, adică pe lângă marcajul continuu. Mai. Și aici te opri și banda asta a rămas liberă pentru cei care virează la dreapta. Da. Vine cineva în stânga, dreapta? Da. Ok. Ne asigurăm temenii, după care ne punem mișcare lângă bordura din dreapta, cu calul. Bun, stânga liber. Am luat cea de pe până, am pătruns. Da, exact ce spuneam, altul care te-a depășit pe acolo. Pe marcaj continuu. Nu ne mai miră nimic, nu? Păi da. Bun. Noi o să mergem pe direcția înainte. Trecerea de pieton, avem pieton, trecerea la nivel cu alea ferată și un stop care ni se adresează când intersectăm cu drumul european 87. Aici ne oprim. Îi lăsăm pe cei din fața noastră să se pună mișcare, după care ne oprim și noi la stop. Da? Ne asigurăm stânga-dreapta și pe aia pătrundem. Fără grabă. Te oprește. Vedem cum ne oprim, asta încât să ne oprim pe platforma căi ferate, da? Bun. Bun, patrundem și noi acum că este liber, da? Și am zis că ne oprim până marcajul ăsta continuu care e pe dreapta. Practic, roata din spate o să treacă de ultima șină, știi? Da. Cu calm, cu calm, cu calm, mai. Și aici te-ai oprit. Bun, dă-i drumul și eu ne-am în punctul de lucru. În stânga e liber deocamdată, în dreapta, după astea trei am putea să intrăm, nu? Nu forțăm intrarea. Calm, te asigur, temenic, stânga-dreapta, nu forțezi intrarea. Dacă am virat dreapta, știi că ne încadrăm lângă bordura din dreapta de acolo, știi? Ok. Verificăm permanența și stânga și dreapta ca să știi când poți intra. Uite, în dreapta ar fi liber după Volkswagenul ăsta, ne uităm în stânga, ne uităm iarăși în dreapta. Da, în permanență, stânga-dreapta. Dreapta liber, stânga, încă vii mașini. Uite, după, mai apare și una din dreapta acum. Acum stânga ar fi liber, dreapta după ăsta, nu? Da. Uite, iei picioare de pe frână acum și intră odată cu el care are pietoni. Hai, te cu pe accelerație, foarte bine, semnalizare stânga. Ok, și am oprit semnalizare, foarte bine, și a doua. E da, domnul Șerel Ambreiaj. Bun. Lasă-o puțin mai încet, rog frumos. Așa, mergem. Vezi că dă și ăla cu spatele, vezi, nu? Da. Ambreiaj jos, frânălina, nu forțăm intrarea. O băgăm frumos și pe întâia. Ce face? Stă de vorbă. Bun, du-te ușor. Da? Mă opresc semnalizarea, nu e cazul, da? Hai, te cu pe accelerație. A doua.
trebuie să fii foarte, foarte atent în situațiile astea, știi, poate să dea cu spatele până la capăt. Și îți intră fără să se asigure. Semnalizare dreaptă, o să facem o parcare în spate la Passatul ăsta negru, îl vezi? Ambreiajul jos, frână lină, o mașină care vine pe interzis. Ia uite. Doamne, maica Domnului. Pe sens unic. Ne-am oprit, bagul marșalier. Și mă mergea și cu viteză, nu te grăbi, da? E ok. Uite așa. Da? A intrat. Acum, o tură dreaptă. Hai. E o tură. O tură dreaptă. Dă-te un ambreiaj ușor. Fă atenție, nu te grăbi. Vezi că forțează ăsta intrarea acum. Să nu te pierzi acum că te speriai de ăla, da? Nu. De pe contrasens, ușor. Da? Mânerul fix pe bordurică, da? Să fie. Ok. Te mai asigurat în spate. Ușurel, fără grabă. Știi ce ai de făcut, da? Da. Cum ți-a ajuns bordura acolo? Cum te-ai oprit? Ușor, verifici în spate. Mai merge puțin, da? Ok. Încă o idee. Adică aici. Dă-i drumul și la ambreiaj. Este ok. Nu e nimic, dai drumul la manevră. Ușor, 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 ușor. Încă o idee, ambreiaj la podea și frână. Bun, am ieșit puțin îndepărtat, că ne-am grăbit din cauza lui ăla, din cauza lui ăsta care a intrat de depășire, da? Nu mai pune presiune pe tine. O să mai facem încă o dată, în altă parte. A întâia, semnalizare stânga și poți să orientezi puțin oglinda puțin mai jos. Da? Ușor. Încă o idee? Atât. Vezi acum? Da. Știi la ce mă refer, nu? Cu mânerele. Te asigur temeinic. Ai văzut cu ce viteză vine ala pe acces interzis? Da. A trecut razam pe lângă oglinda noastră. Bun, acum intrăm, ne-am asigurat temeinic. Tu spui că nu te-ai speriat, dar te speriai puțin, că te-a simțit. Păi, nu. Da, așa că, hai, am brajat podea și a doua. Da, nu treci lângă mașina din dreapta, da? E ok. Dă-i drumul ușor ambreiaj. Ține un ambreiaj, că ești în a doua, da? Așa din accelerație ușurel. Foarte bine ai procedat, da? Rămânem aici, dăm drumul ușor ambreiaj și acum ajută din accelerație. Iată ce spuneam, nu te mai mire nimic. Vin și pe acces interzis și nu-i de ajuns că vin. Și accelerează să te bage pe tine în mașinile parcate pe dreapta. Nu mai țin cont de nimic. Ideea este că voi trebuie să păstrați calm, să nu intrați în panică. A intrat cu viteză, te-a speriat puțin și din cauza asta nici parcarea nu ți-a mai ieșit cum ți este de obicei. Știi? Așa că o să mai facem încă o parcare unde mai găsim un loc și vreau să nu te grăbești, o să virăm la dreapta, la următoarea intersecție, da? Cu calm. Calm, da? Am ambreiajul jos, frână lină, pentru că nu vedem niciun pieton din cauza mașinilor parcate. Suntem în continuare pe sens unic, poți să te duci ușurel. Du-te, 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 du-te. Și ne oprim la vizibilitate maximă, da? Exact așa, da? Ai grijă la bordură, da? Banda 1, ocupată, da? A întâia, clar. Nu intra în panică. Te-am pierdut puțin de acolo, bacă pe a întâia. Cal. Vine cineva de acolo? Nu. După care o să intrăm pe banda 2 și atenție la sporită la pieton, da? E liber acum? Ai la picioare de pe frână, acum atenția ta este la pietoni. Te duci frumos pe banda 2. E ok. Da? Vezi că mai este unul care forțează intrarea, uite și tu. Dă-i drumul așa la ambreiaj în punctul de lucru, ia picioare de pe frână. Hai, te cu pe accelerație. Ai văzut ce a făcut, da? Da. A doua. Nu au răbdare, ei credeau acolo că ne-am oprit așa, de la Caterinca, la trecerea de pietoni. Dă-i drumul la ambreiaj. Au depășit și pe linie dublă continuă. Of, Dumnezeule mare. Graba asta. Nu vreau să zic în ce ne transformăm. La următoare intenție o să virăm la dreapta. E ok, n-ai treabă cu ea, da?
scoate. Era la 5 metri de treceai pieton, da? Verificăm acum ce, banda 1, da? Ne ducem ușor în dreapta, e ocupată, direct pe banda 2, foarte bine, cu calm. Dăm drumul ușurel la ambreiaj, pietoni avem? Nu, i-am dat drumul ușurel. O ajutăm din accelerație, foarte, foarte calm, stai liniștită. Da? Lasă-o puțin mai încet, semnalizare dreapta, o să facem o parcare în spate la loganul ăsta, da? Ambreiajul jos, frână lină, te apropii de mașina, reper calm, da? Și acum ușor stânga, să fii paralel cu ea. Bun, marșalier. O singură tură de volan dreapta, da? Calm, Denisa, calm. Ne asigurăm temenic, nu mai e nimeni, da? Am dat drumul ușor la ambreiaj. Mai verificăm și acolo din când în când. Dă-i până vine el. E ok acum, că dacă te oprești, oricum n-are cum să treacă, da? Tu fă-ți treaba aici. Da? Ți-ai ajuns? Te-ai oprit. Foarte bine, atât, da? Mergi foarte ușor și nu te mai grăbi. Foarte, foarte încet. Mai verifici și spate să nu fi parcat cineva între timp. Ți-ai ajuns? Nu, e de ajuns. Bun, asigură-te. Și în spate, da? Știi că am zis noi, mai bine să ieșim o idee puțin mai departe decât să riscăm să ne ducem în bordură, da? Foarte bine. Foarte bine că verifici. Încă o idee și aici ne-a oprit, da? Și suntem paralel cu bordura din dreapta la o distanță optimă. Da? Bun, plecăm de pe loc. Calm. Semnalizare. Ne asigurăm. Foarte, foarte bine. Fără să te grăbești, hai te cu pe accelerație. Ajută-o să urce. Și acum a doua. Ok. La următoarea intersecție o să ne întoarcem, Denisa. Trebuie să dăm prioritate celor care vin dinspre sensul girator. Ok. Intrăm cu prudență că avem și trece de pieton. Deja vede pietonii. Foarte bine. Ne mai asigurăm o dată stânga-dreapta. Îi dăm drum ușor. Ne punem mișcare. Calm. Foarte bine. Ușurel. O să eliberez ambreiajul, că ești în a întâia, știi? Ok. O să-l calci acum. Ambreiajul jos. Mergi puțin mai în față. Acum e stânga de volan. Ia stânga, 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 stânga. Nu vine nimeni de aici. Aștepți. Foarte bine. Și acum la pietoni. Observi? Exact. Am detat roțile. Ne-am oprit. Ne mai uităm o dată stânga, dreapta și acum ne punem mișcare. Ai grijă acolo, tanti. Bun, și acum ne-a pus în mișcare. Bun. Am văzut că vine așa hotărât, mă gândeam că o să treacă pe trecerea de pietoni, știi? Accelerăm. Și a doua. Semnalizare dreapta, mai facem o parcare aici, pentru că este în pantă, în spate la BMW-ul ăsta, da? Calm, Denisa. Te duci aproape, ușurel. Da? Acum ușor stânga, foarte bine. E distanța bună, numai că ușor stânga. Trebuie să fim ca să fim paralel cu el, știi? Bun, marșalier. O singură tură de volan dreapta. Dreapta. Deni. Da? Ne asigurăm, dai drumul ușor la ambreiaj. Ia cea de pe frână. Verifică în continuare acolo, volan să fie drept, da? Foarte bine, verifici în continuare acolo. Ai grijă că este în pantă, da? Așa, foarte bine te joci din ambreiaj. Ți-ai ajuns? Da. Te-ai oprit. Foarte bine, atât. Da? Mergem ușurel. Știi ce ai de făcut acum, da? Foarte, foarte încet. E ok, nu e stânga de volan, că nici după aia să lovești mașina, da? Hai, mergi cu el cu volanul drept. Foarte încet. E ok. Ține-o din ambreiaj, ține-o din ambreiaj. Mai e până acolo, până ți ajunge bordura, da? Ușurel, ușurel, ușurel. Ai ajuns? Da. Maxim stânga. Ok. Ești cu maxim, da? Da. Hai. Țină din ambreiaj. Foarte bine. Verifici și spate între timp. Așa, te joci cu ambreiaj acolo că ești în pantă, da? Foarte, foarte bine. Mai ușor din ambreiaj. Așa, 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 așa. Încă puțin. Încă o idee. Ambreiaj la podea și aici ne-am oprit. Scoate pe liberterul frumos. Trage frâna de mână. Foarte bine, Dani.
Bravo. Vă mulțumim pentru vizionare, sperăm noi să vă fie de folos. O zi minunată, numai bine. La revedere.